foarte stingher acest scaun, m-aș fi simțit mai relaxat în sală. Ce să zic, aș vrea să vorbesc sincer, deschis și mărturisesc că îmi pregătisem un discurs, dar după asemenea prezentare vreau să vă spun ce trăiește sau să pot să exprim atât cât mă duce pe mine simplitatea, ce am simțit eu, noua generație, față de ce au expus și dânsii, din punct de vedere istoric, acel moment extraordinar în care România a fost la intersecția, ar fi putut să nu mai existe ca neam. Dacă facem un arc peste timp, așa cum vorbește profesor Lungu, nu suntem departe de adevăr nici în zilele noastre, vis-a-vis de ce se întâmplă geopolitic în jurul nostru. Dacă domnul profesor Scurtu a făcut o trimitere către vibrația a politicii interne a celor vremuri, începând de la rege și sfârșind cu reprezentanții partidelor, domnul profesor Lungu a făcut o trimitere la acele documente, care sunt izvoare vii, care practic face trimitere directă la acea situație extraordinară. Mărturia al unor oameni care nu pot să fie judecați și nici interpretați ca fiind naționaliști, pentru că nu erau români. Revenind în zilele noastre, am fost foarte fericit, sunt foarte fericit că sunt în asemenea locație unde vibrația se simte că este extrem de înaltă. Ieri am avut ocazia să asist la o slujbă extraordinară. Dar revenind la tematică, dimineață, servind micul dejun cu domn profesor Lungu și domn profesor Scurtu, deși au făcut o remarcă. Domn profesor Scurtu a terminat facultatea în 1962, când eu veneam pe lume, iar domn profesor Lungu a terminat facultatea când soția mea venea pe lume, în 1967. Deci vă dați seama că, de fapt, noi suntem 100% altă generație, pentru că atunci când dânsii pășeau în adevărata carieră și profesie de istorici, noi abia ne nășteam. Eu pot să spun de două ori că pe mine m-a iubit Dumnezeu mai mult decât merit. Odată că la jumătatea, hai să spun, a vieții, nu jumătate, mai mult de jumătatea vieții, că n-aș vrea să trăiesc cu stăle, pot spune că mă ocup de ceea ce îmi place. Am ajuns să mă ocup de ceea ce îmi place cu adevărat și fac lucrul ăsta de 20 de ani. Am plonjat în știința asta arhivistică și mă bucur că în sală sunt reprezentanți ai arhivelor naționale, respectiv în Vâlcea, și sper să nu mă judece prea aspru și nici să mă interpreteze altfel decât trebuie, pentru că eu vorbesc ca un om care am plecat de la o știință exactă, am terminat facultatea Politehnică TCM-ul, după aceea m-a prins revoluția în industria ușoară, eram specialist în bumbace. După revoluție am crezut că, ca orice tânăr la vremea respectivă, credeam noi că încercăm să schimbăm ceva, am făcut facultatea de drept. Mi-am dat seama că nu mi se potrivește absolut deloc. Și printr-o șansă, în 1996, intersectând în viața cu un arhivar ieșit la pensie, am început să descoper ce înseamnă arhivistica. Și din 1996 până în momentul actual, deci anul ăsta aniversăm 20 de ani de existența firmei pe care o conduc și să nu vă gândiți că emblema asta de firmă exprimă acel patronat sau acea poftă și alergătură după bani. Eu spun la toată lumea că din arhivistică
nu se poate îmbogăți nimeni, dar poți să trăiești frumos, demn, poți să înveți și pe alții și poți să lași în urma ta ceva palpabil. De aici a plecat ideea, după 11 ani de activitate pe domeniul arhivistic, adică trecându-ne prin mână foarte multe fonduri arhivistice, respectiv foarte multe informații, de toate tipurile, și aici am îngăduința dumneavoastră și permisiunea domnilor profesori să fac trimitere la niște cărți dragi mie, pe care le-am descoperit în decursul timpului și prin care tot bunul Dumnezeu ne-a dat șansa în cadrul instituției pe care o avem să avem și un atelier de restaurare. Acestea sunt niște facsimile. Se găsesc în Arhivele Naționale și am să dau citire 27, care spune așa, zice, anumite țări au putut prin colonizare să-și înzecească și însuflețească teritoriul, iar suprafața câtorva țări, pusă alături de suprafața posesiunilor coloniale înainte de război. Și se face trimitere la insulele britanice 315.000 de kilometri, Belgia 30.000 de kilometri, Olanda 34.000 de kilometri, Portugalia 91.000 de kilometri, Franța 53.000 de kilometri și Germania 540.000 de kilometri. Face trimitere la suprafața coloniilor, adică trimitere la ce înseamnă economie politică și ce înseamnă un venit bugetar față de un buget unic. Vedem la Marea Britanie acum de ce, care a fost interesul dânsei să iasă din comunitatea europeană, este tocmai acest buget pe care Marea Britanie îl avea și din partea coloniilor, care ar fi trebuit să ducă către comunitatea europeană și acea parte din buget alocată coloniilor, adică acelui buget unic.